Dalido, nu pleci nicăieri. Bă, ce se întâmplă aici, mă? Treci peste cuvântul meu? Ah, Doamne, de ce mă răsplătești așa după câte am făcut pentru tine? După câte am făcut pentru satul ăsta? După atâtea sacrilegii? Sacrificii, domn primar. Mă contrazici? Tu, Dalido, tocmai tu, care ești ca și mâna mea stângă, a doua cea mai importantă? Domn primar, stop! Eu trebuie să ajung la nunta asta. Nu am ce să fac. Pardonisiun, vorba lui Robi. Se mărită verișoara din partea lui verișorii lui Tăticu. O nesuperită și o tută proastă, dacă stai să mă întrebi. Dar nu am cum să nu mă duc la nunta asta, fiindcă îmi pun toate neamurile în cap. Și dacă mă duc, n-am cum să nu mă duc nearanjată, fiindcă le dau apă la moară. Știi cum se uită și câtă dușmănie este între neamurile mele? Mai ceva ca ăia de la Game of Thrones. S-o vezi pe mătușa mea cum vine îmbrăcată la nuntă. Zici că e mama dragonilor și când intră în cort cu toți proștii ăia din neam după ea, se face fric și începe să viscolească. Și unchiul meu Costel, zici că e ăla de la omorât aia mică și urâțică, ăla care a arătat fundul în episodul 3. Ce a făcut? Deci șeful la toți morții ăia zici că este unchiul meu. Deci are ochii fix ca lui. De ură și de invidie. Deci, domn primar, pot să-mi tai și salariul pe 3 luni înainte. Eu la nunta asta nu am cum să lipsesc. Și dacă mă duc, nu am cum să mă duc nearmată, adică nearanjată, că la noi în neam bijuteriile și gențile sunt mai ceva ca superputerile. Deci cum se bat ăia în târnăcoape și în săbi sau cu ce-și mai dau ei în cap, așa ne batem noi în rochii și în coafiuri și în lanțuri de aur și inele de aur și unghii lungi și cât mai colorate. Deci sunt Cersei Lannister când e vorba de toate neamurile mele. Până nu le lichidez, nu mă las, domn primar. Că toată copilăria mea, toate vacanțele mele, de mă trimitea tata, fără să vreau, deci cu forța. Asta m-a făcut doar proastă, m-a făcut doar grasă. Așa că uite cum facem, Robi. Tu scrii toate lecțiile și eu le copiez după aia. Ai înțeles? Da. La revedere! Robi, ține-o! Bă, băiatule, tu ai văzut Game of Thrones? Da. Tu mai ții minte cum Cersei a umblat în curul gol prin piață și a aruncat roșii în ea? Da. Deci așa pățești dacă nu mă lași. Da, un pic, da, să te duc. Pasă acum. Ai luat mărinte la mine? M-am înțelit. Nu mai vreau mărinte, vreau să fac. E mai bine că am lăsat. Mamă, ce neamuri are Dalida. Cam n-aș pariziu. Domn primar, dar știi de ce face așa? Și de ce vrea să meargă cu orice preț la nunta asta? Nu. Verișoarța asta de semărită, asta te zice ea că nu o suportă. Știi cu cine se mărită? Cu Gabriel Batisuda. Cine, mă? Ăla domn primar de la botezat Tasu și pe el și pe frații lui cu nume de fotbaliști. Paolo Rossi, Toto Schillaci și Radamel Falcao. Păi lui înainte îi zicea Lothar Matthäus, dar și-a schimbat numele. Nu ți-aduce aminte? Ăla domn primar cu combinația de l-ai pus să fure cablu de pe stâlp, după ce ai luat banii, l-ai dat în gât și a venit poliția de la arestat. Îți aduce aminte? Păi a fost lovitură de maestru, mă. Oho. Și Gabriel Batisuda ăsta mai are 2 surori, Canigia și Bruciaga. Mă rog, Gabriel Batisuda ăsta a fost găciul lui Dalida în liceu, că mi-a zis ea, dar a lăsat-o pe Dalida pentru verișoarsă. De-aia face ea ca toți dracii că vrea să meargă la nunta aia, ca să-i arate lui ăla ce-a pierdut. Da, mă, dar și eu am fost invitat la nunta asta, dar uite că nu mă duc. Ha? Bă, primar, m-am gândit mai bine. Ia de tu aia înapoi. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te! Stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.